stocarea. Separarea este urmată de etanșarea în vida sângelui într-o pungă de crioprezervare, dublu compartimentată, pentru siguranță suplimentară în timpul depozitării. Punga de crioprezervare este apoi plasată într-o fantă predefinită în interiorul tancurilor cu azot lichid pentru depozitarea pe termen lung. Toate unitățile sunt păstrate în vapori de azot lichid la minus 196 grade Celsius. Faptul că unitățile sunt stocate în vapori și nu în lichid oferă o mai mare stabilitate temperaturii în timpul deschiderii tancului pentru adăugarea de noi unități. Valorile de temperatură sunt înregistrate electronic la intervale de 15 minute și sunt conectate la registrul digital personal al fiecărei unități pe toată perioada în care fiecare unitate este crioprezervată.